Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim împreună jnițele de pui. Pentru început, haideți să triturăm 2 căței de usturoi, da, care îi tăiem. Puțin mărunt așa. Peste care o să pun foarte puțină sare. Puțină vegeta. Haideți să triturăm. Atâta tot, o să completăm cu puțin lapte, deci foarte puțin. O să mai pun puțin. Dăm deoparte. Avem aici 3 ouă pe care le batem. Turnăm peste. Dăm deoparte. Dragii mei, aici avem un piept de pui pe care l-am tranșat, l-am bătut, da? Nu aveți nevoie de foarte multă carne. Mai bine pregătiți așa pe căldurile astea, așa mai puțin. Deci punem sare și piper. Așa. Ei, acum o să trecem la ragaz pentru a face șnițelele, da? Deci, dragii mei, aici avem făină albă, da? Haideți să luăm o bucată de, un filet de piept de pui, da? Pe care îl punem în făină. Îl trecem prin făină. Așa. Dăm deoparte. Să facem măcar 2. La fel, acoperim, apăsăm pentru a se îmbiba foarte bine cu făină. Ia să probăm, da? Ei, acum o să trecem prin ou. Da? Și punem la prăjit. La fel, ou. Acum așteptăm până se fac, da? Deci lăsăm 2-3 minute pe o parte, 2-3 pe cealaltă și atâta tot. Haideți să întoarcem. Thank you.
scoate. Hai să mai facem. Deci, dragii mei, am terminat jnița, nu? Mi-a rămas ou. Deci mi-a rămas oul, da? Haideți să vedeți ce putem face, da? O să pun 2 linguri de făină peste, da? 3. 2 minute, Carinio. Avem aici pătrunjel. O să pun puțin pătrunjel. Aici avem cheso, da? Cașcaval ras, dragii mei. O să punem puțin. O să mai completăm puțină sare, foarte puțină, da? Și haide să amestecăm. Deci nu o să aruncăm oul, da? Haideți să vedem ce putem face. Luăm cu lingura și punem într-o tigaie cu ulei încins, da? Deci foarte puțin. Da? Acum așteptăm să coacă, să prăjească, pardon. Învârtim de 2-3 ori. Le scoatem și noi continuăm, da? Noi am terminat jnițelul. Haideți repede să facem o pastă, o cremă de brânză rechezon, da? Avem 2 cutiuțe. Haideți să punem mai repede. Deoparte.
peste care, dragii mei, punem așa. Mărar, da? Și ceapă verde. Aici avem maioneză. Care o să completăm cu maioneză, da? Așa. Completăm cu puțină sare și amestecăm. Și o să acompaniem platoul nostru cu această brânză minunată, rechesum, da? Cu șnițele. Haideți să vedem cum se prezintă șnițelul. Să-mi iau un fum. Dragii mei, aici avem gogoșelele noastre. Da? Uitați ce bine arată, da? Cu brânza. Hai să dăm deoparte, să luăm un șnițel. Să vedem cum se prezintă. Super de bun. Mare și rece, dragii mei. Deci așa se prezintă. Și punem așa. Da? Și acompaniam. Cu șniță, cu slănină, cu roșii, cu ce doriți, dragii mei. Deci este ceva răcoritor pentru aceste zile de caniculă. Deci, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!